De astăzi și până duminică, între orele 8 și 18, vor funcționa mai multe puncte fixe de recenzare în județul Hunedoara. Unul dintre acestea, cel de la Primăria Deva, funcționează de săptămâna trecută, celelalte fiind deschise la Aninoasa, Brad, Gioagiu, Hațec, Petrila, Simeria și Uricani, acestea fiind destinate locuitorilor din respectivele localități urbane. Totodată, în Deva, la Direcția de Statistică, este deschis un punct fix de recenzare către care se pot adresa toți hunedorenii. Pe lângă punctul de la Primăria Deva, mai funcționează centre de recenzare la sediile primăriilor din Brad, Uricani, Hațec și Petrila. De asemenea, un punct fix de recenzare funcționează la centrul de afaceri Simeria. În plus, avem centre și la căminele culturale din Aninoasa și Cigmău, Gioagiu. Totodată, la sediul nostru din Deva, de pe strada Avram Iancu, bloc H1, funcționează un centru de recenzare deschis pentru toți locuitorii județului Hunedoara. Recensământul, care trebuia să fie efectuat în 2021, dar a fost amânat pentru anul în curs din cauza pandemiei, se va încheia pe 17 iulie. Participarea la recensământ este obligatorie, iar până în prezent, cu mai puține de o săptămână înainte de încheierea procesului, în jur de 20% dintre hunedoreni sunt încă nerecenzați.